ultima oră, victorie pentru Tudorel Toader la CSM. Decizia de încăcare a independenței justiciei, revocat. CSM a decis, în plenul de joi, admiterea cererii ministrului justiciei de a fi revocat hotărârea instituției care ar tace declarațiile lui Tudorel Toader despre dosarul Belina au afectat sistemul judiciar, potrivit unor surse din cadrul Consiliului, citate de Mediafax. În luna decembrie a anului trecut, CSM a stabilit ce declarațiile lui Tudorel Toader, privind ancheta Belina, au afectat sistemul judiciar, în vreme ce inspecția judiciară a stabilit contrariul. La începutul lunii noiembrie 2017, inspectorii judiciari au finalizat raportul în cazul declarațiilor ministrului justiciei, Tudorel Toader, referitoare la dosarul Belina. Din conținutul documentului reiese sublinierea că demnitarul nu a încălcat independența sistemului judiciar, au declarat, pentru Mediafax, surse din sistem. Sesizarea a fost făcut de procurorul sublinierei Faldna, Laura Codruca Covesi, motivând ce prin declarațiile lui, ministrul justiciei a indus ideea în opinia publică ce activitatea procurorilor nu se desfășoară oare în limitele cadrului legal. Ministrul justiciei, Tudorel Toader, a declarat că legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verifică procurorul, ci judecătorul specializat în contencios administrativ.